Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemia de coronavirus. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 1,5 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în municipiul Drobeta-Turnu-Severin de 2,75, iar apoi este urmat de comunele Godeanu cu 2,62 și Hinova cu 2,29. Situația este alarmantă în Mehedinți. De la ultima raportare, alte 49 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 2277, dintre care 97 de mehedințeni au decedat. Și în spitale, situația este la fel de îngrijorătoare. Peste 140 de oameni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă, 13 persoane se luptă pentru viața lor. Totodată, tot mai mulți infectați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un alt deces. Este vorba de un bărbat cu vârsta de 71 de ani, ce a fost confirmat pozitiv în data de 2 noiembrie. Totodată, ieri a fost declarat și decesul. Epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 847 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 148 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 171 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 49 de cazuri de îmbolnăvire și un deces la o persoană de sex masculin, vârsta 71 de ani. Persoana a fost confirmată COVID-19 în data de 2 noiembrie și în aceeași dată a fost declarat decesul. Comorbidități: diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială și fibrilație atrială. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856, este de 1,52. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu o vârstă înaintată. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, rata infectării crește considerabil, iar 9 localități au rata de infectare peste 1,5, municipiul Drobeta-Turnu-Severin fiind cel mai afectat. Situația localităților este următoarea: Drobeta-Turnu-Severin 2,75, Godeanu 2,6, Hinova 2,29, Huznicioara 2,18, Breznița de Ocol 2,02, Gruia 1,97, Poroina Mare 1,78, Eșelnița 1,74, Strehaia 1,63, Vânjuleț 1,56 și Vânători 1,50.